Trei zodii nu vor avea parte de noroc în dragoste anul acesta. Acești nativi se despart în 2023 și vor trece prin momente grele din cauza separării. Cine sunt ghinioniștii care vor vărsa lacrimi de suferință? Ei se visau în fața altarului, dar perioada care urmează le va spulbera orice așteptare. Anul 2023 nu vine cu cele mai bune vești pentru unele zodii. Acest nativ vor avea de suferit în dragoste, mai ales pentru că știu să iubească cu tot sufletul. Ghinionul se ține scai de ei la orice pas. Nu este pentru nimeni un secret faptul că persoanele născute sub semnul zodii Irak sunt cele mai sensibile din zodiac. Acest nativ pun suflet și simt tot timpul nevoia de atenție. Ei vor trece prin clipe grele în 2023 pentru că partenerul lângă care se visa o viață întreagă îi va Fărăsi. Nativii acestei zodii vor avea mult de suferit din dragoste. Deși se simțeau mai norocoși ca niciodată, ghinionul nu le va da pace în perioada ce urmează, mai ales pe plan sentimental. Nici nativii zodiei pești nu sunt mai norocoși decât racii, ei vor trece printr-o desfășurare dureroasă în următoarele luni. Persoanele născute sub acest semn zodiacal vor avea de învățat o lecție foarte importantă, iar pe viitor nu se vor mai arunca atât de repede în relații. Persoanele născute sub semnul zodiei săgetător vor suferi din dragoste în perioada următoare. Ei au avut multe speranțe de viitor și planuri mărețe alături de omul iubit, însă așteptările lor vor fi distruse de decizii ale partenerului, cum ar fi decizia de a merge pe drumuri separate. Acești nativi vor accepta situația, însă un mare ghinion în dragoste. Pentru ei, 2023 nu este un an potrivit pentru relații și ar fi cel mai bine să se concentreze pe carieră și pe propria lor evoluție, relatează spynews.ro.